Ca femeia cananeancă din Scripturi să adunăm avea și noi fărâmituri. Și dacă am adunat și noi măcar fărâmituri în ziua de astăzi, Dumnezeu va lucra minunat. Spune, Doamne, un cuvânt să cântăm toți. Azi, prin Duhul Tău cel Sfânt, și ne vom înviora și facă Domnul ca orice inimă, orice suflet să se învioreze. Dați-mi voie să spun și eu două vorbe. Mă laud și eu cu Domnul. Duminica viitoare se împlinesc 3 luni de când am făcut atac cerebral. Și dacă mai mă mișc, dacă mai stau în ființă, dacă Domnul nu a luat suflare de peste mine, vreau să-i dau slavă Lui. În El, așa am înțeles, în El am ființă, mișcare și viață. De aceea laud numele Domnului. M-am bucurat, frate, de mărturisirea noastră. M-a încurajat mai mult. Mergem înainte. Thank you.
spune, Doamne, un cuvânt încă o dată. Spune, Doamne, un cuvânt, azi prin Duhul Tău cel Sfânt, cine refrenul de la Făstim pentru El, aș vrea să-l cântăm de două ori. Dice, am văzut în Psalmul 91 un cuvânt frumos, fiindcă mă iubește, fiindcă cunoaște, de aceea îi voi răspunde. Haideți să vedem ce spune. Făstim pentru El, Făstim pentru El,